Săptămâna aceasta, Biblioteca Județeană Ion Minulescu a fost luată cu asalt de elevii de la școlile din municipiu și nu numai. Aceștia au participat la diverse activități, concursuri sau au vizionat filme. Bibliotecarii au pregătit activități pe placul tuturor copiilor, indiferent de vârstă. Astăzi am făcut măști, am făcut un puzzle și am văzut și o poveste. Colorăm măști. Și ce alte activități ați mai făcut? Am făcut un puzzle, cel mai greu puzzle acesta. Și l-am câștigat, am câștigat proba. Noi lucrăm în echipă și facem măști și cățeluși. Unii copii au pregătit scenete la care au avut spectatori elevii din mediul rural, mulți dintre ei trecând pentru prima dată pragul unei biblioteci. S-a descurcat el. Bravo, felicitări. Și o să mulțumim. Da, bădă? Tu nu ai jucat, dar ești mulțumit de felicitări? Crezi că te-ai fi descurcat mai bine? Și pentru a-i captiva pe elevii care le trec pragul în aceste zile, anul acesta au fost pregătite mai multe cercuri de creație și concursuri. Anul acesta, având experiența anilor trecuți, bibliotecarii noștri s-au preocupat mai mult de acest program școală altfel, în sensul că s-au stabilit contacte cu școlile și cu liceele și celelalte unități de învățământ, nu numai la nivelul municipiului Slatina, dar și școli din județ, și s-au conceput un gen de activități, mai mult sub formă de ateliere de creație. Tematic vorbind, putem încadra activitățile din această săptămână cam pe trei linii. Aceste activități sunt organizate în cadrul programului educațional Școala Altfel, ajuns la cea de-a cincea ediție.